Alex, tu te-ai apucat de curățenia de primăvară, vreau nu să știu. Nu am avut timp, dar mă apuc, promit. Când? În Vinerea Mare, bănuiesc, nu? Sau? Adică ce mă e rar? Să știi că eu am spălat două balcoane, m-am apucat de curățenia în dulapuri. Dacă vrei, poți să vin să-ți dau și eu unele de la ajutor. La curățenie vine Margareta, iar de curte se ocupă doamna Florina. Am înțeles, te-ai scos. Ei bine, vedetele noastre s-au scos și ele, de fapt și-au scos tot arsenalul de prin dulapuri și au trecut la șmot. Nici garderoba, bineînțeles, nu a rămas neperiată și netriată, nu de alta, dar casa trebuie să fie lună înainte de Paște, și nu? Să facem loc pentru cumpărăturile de după. Evident. Dacă sunteți curioși să aflați cine este mai obsedată de curățenie, urmăriți materialul ce urmează. A început curățenia de primăvară? La mine este o curățenie continuă de primăvară, pentru că sunt foarte tipicară și îmi doresc ca locul în care trăiesc să fie frumos tot timpul. Adică, nu știu, eventual să am flori în jurul meu, să miroasă frumos, să fie totul pus la locul lui. Bineînțeles, există și la mine câte o jucărie pusă aiurea și ceva de genul acesta, pentru că nu... Mai că ai pom vitrină. Exact. Și vreau să se distreze, nu să stea în casă stresat. Însă, țin foarte mult ca această curățenie să fie continuă și mă preocupă, așa că mă preocupă tot timpul. Așa că e foarte simplă la mine curățenia de Paști, numai că, de data asta, bineînțeles, mai implică și geamuri, și perdele, și draperii, și niște lucruri ceva mai complicate pe care le faci de câteva ori pe an, nu chiar săptămâna. Nu ar strica să-ți îmbunătățești, să-ți îmbogățești și garderoba, adică mai pe bugetul fiecăreia, și curățenia de primăvară, că urmează Paștele, și nu strică să duci niște covoare la curățat. Cine a curățat, nu mai bate în cap vremuri, și că pe vremuri se ieșea și se bătea afară. Da, acum e interzis. Nu, acum pe mână, tu ai mai văzut vreo bară din aia? Nu, să nu, bați, nu, păi, nu le-au scos că e interzis. Doamne, ce bine! Eu umpleam de praf mai... Nu, acum, din fericire, există tot felul de firme care vin, îți iau covoarele, ți le aduc frumos acasă. Nicio problemă. În fiecare toamnă și primăvară fac un pic de curat în garderobă, nu neapărat să o schimb, dar văd ce n-am purtat un an de zile și în general la acele obiecte renunț, mai ales că eu am o soră care are 11 ani mai mică ca mine. Care arată la fel ca tine și că trebuie să ne potrivim la măsuri. Da, n-arată exact la fel ca mine, un pic mai slabă, dar na, e un pic mai slabă, adică nu e că trebuie să nu-i vin hainele, și atunci ea abia și așteaptă să-mi fac eu curat în garderobă, pentru că ea nu e așa obsedată ca mine de haine, eu îmi cumpăr foarte multe, ne ajung pe unele chiar să nu le port. Și atunci, totdeauna primăvara, când mai scot hainele de anul trecut, cum ar veni, de, mă rog, că le scot mai la, cum să zic, mai la vedere, atunci automat văd, băi, asta n-am mai purtat-o, asta n-am purtat-o nici anul trecut, hai, și mai renunț la ele. Curățenia de Paște a început deja și se desfășoară așa cu bucătii. O perioadă lungă, nu? Cu bucățica și cu bucățica, pentru că nu am timp așa. Nu pot să fac totul dintr-o dată, că nu am timp. Și atunci, așa, cum? Dar iubitul ăsta al tău nu te ajută și... Ba da, face și el, face. Poate covoare sau... Nu avem covoare. Așa că de un lucru am scăpat. Avem numai niște carpetuțe mici. Și în rest, la liber, parchet. Deci merge repede curățenia. Dai cu mopul și asta e. Da. Mai folosim și un aspirator.